avem un MAN TGX 18440. Problema pe care o are camionul este că încălzește roțile pe motrică și cel mai tare încălzește pe roata dreaptă. Și se aude o pierdere de aer undeva sub șa. Am demontat etrierul, am găsit un bolț care era gripat, însă nu aceasta era cauza pe care o avea mașina, ci camera de frânare. Camera de frânare pierde aer la semering între frâna de mână și frâna de serviciu. Se poate observa aici. Acest lucru face ca să acționeze ciuperca și frâna de serviciu să stea acționată și să împingă cama etrierului, ținând plăcuțele de frână puțin înfrânate și acționate asupra discului. Lucru ce duce la încălzirea frânelor. Iar pierderea de aer pe care o reclama că se aude aici este de la această cameră de frânare. Am comandat o altă cameră de frânare, aceasta, pe care urmează să o montez și apoi să fac probe la mașină.